edifică. Mă bucur că avem prilejul de a vizita împreună, imediat după această întâlnire, împreună cu domnul președinte Olon, Centrul de Cercetare Infrastructurii Luminii Extreme Fizică Nucleară de la Măgurele. Sunt convins că în acest domeniu cooperarea dintre România și Franța are posibilități deosebite de dezvoltare și cred în transformarea ei într-o nouă poveste de succes. În acest sens, astăzi va fi semnat la Măgurele un document important de cooperare privind formarea competențelor în domeniul laserilor de mare intensitate. Tot cu această ocazie va fi semnat și un protocol de cooperare în domeniile educației și formării profesionale între ministerele de resort din Franța și din România.